După ce a devenit vicepreședinte la Consiliul Județean, Adrian Petre a renunțat la conducerea Centrului Județean de Cultură și Artă. În locul său a fost numit cu delegație profesorul de canto și tobe Ion Oancea, până acum șef de serviciu în cadrul instituției. Cine va ocupa funcția la cultură? Deocamdată este domnul șef serviciu, domnul Oancea Ion, fost director la Școala Populară de Arte timp de 20 de ani. Vom vedea ce se va hotărî în viitor. Te uiți la mine cum bat eu, da? Ține fusul închis acolo, apasă cu piciorul ăla, așa, și ține bețele așa, într-o formă, da? Ion Oancea va ocupa temporar această funcție. Anul viitor se va organiza concurs. După procedurile absolut legale, cineva din interior, mă refer din cadrul instituției, care îndeplinește condițiile, va fi numit temporar în funcția de director în cel mai scurt timp, probabil că la începutul anului viitor va avea loc concursul pentru ocuparea postului de director la Centrul de Creație. Pe lângă funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, Adrian Petre va rămâne și președinte al Asociației Județene de Fotbal, fără a exista o incompatibilitate între cele două posturi. În aceea situație a fost și Cristi Romanescu, vicepreședinte la Consiliul Județean și conducător al Federației de Tenis de Masă. Această funcție de vicepreședinte are o istorie, ca și domnul Romanescu să fi deținut o funcție în domeniul sportului, președinte al unei federații, Federația Română de Tenis, așa eu cu funcția de la Asociația Județeană de Fotbal nu este nicio incompatibilitate. Adrian Petre a ocupat postul de director al Centrului de Cultură și Artă încă din anul 2012, iar în funcția de șef al AJF a fost ales anul acesta.